Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru trecerea dintre ani, mai exact săptămâna 26 decembrie 2022, 1 ianuarie 2023. În primul rând vreau să îți urez la mulți ani să ai parte de tot binele din lume dacă îți sărbătorești ziua de naștere în această perioadă. În egală măsură vreau să-ți doresc un an Plin de bucurii, vreau să-ți doresc un an cât se poate de frumos pentru inima ta, în care să reușești să te stabilizezi. Am discutat mai multe deja în horoscopul pentru tine în anul 2023. De asemenea, ai și o analiză de tarot făcută pentru zodia ta, atât în partea publică cât și în comunitate. Previziunile acestea sunt valabile pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te aștept cu mare drag în comunitatea acestui canal. Ai link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragii mei capricorni, în această săptămână să știi că reușești să te simți foarte bine, atât în cercurile de prieteni în care vei merge, în grupurile de oameni în care tu vei ajunge, vei avea un rol important pentru toate zodiile. Mai țin să-ți spun faptul că soarele este în zodia ta, ceea ce înseamnă că este sezonul capricornului, dar mai mult decât atât, este o perioadă în care tu ai o energie vitală extraordinar de mare, și chiar ar trebui să te folosești de ea. În această săptămână, vezi că poți să fii persoana care să organizeze, știu eu, petrecerile de Crăciun sau chiar petrecerea de Revelion. Cu siguranță, cei mai mulți capricorni ne veți salva da, din, din această parte de organizare. Mai mult decât atât, dacă ești într-o relație cu cineva, vezi că este o săptămână foarte bună în cadrul care ea reușești să rezolvi mai multe probleme, reușești să-ți pui lucrurile la punct, reușești, bineînțeles, să îți pui părerea și mai mult decât atât, indiferent de locația în care tu vei merge, vei fi apreciat, vei ieși în evidență, mai am un mesaj pentru tine, și anume este și o săptămână magică în care vei avea o relație foarte bună, atât cu rudele, cu anturajul, cât și faptul că vei avea o comunicare mult mai bună cu ceilalți. Așa cum ți-am spus, vei fi înțeles, vei fi apreciat, vezi că ai o intuiție foarte bună vei reuși să-i cucerești pe ceilalți doar din discursul tău care să știi că o să pară magic, adică din felul în care vei vorbi, în felul în care vei gesticula și așa mai departe. Apoi, tot în această săptămână, uh, e un moment uh, puțin tensionat pe relații, da? chiar uh, în ziua de Revelion, Uh, e un moment tensionat, puțin în relații, în sensul că ți se cere să nu te lași influențat de emoțiile uh, celorlalți, ci mai degrabă să apelezi la rațiune, la organizare. Ți-am spus, este o săptămână în care ai un rol important uh, pentru lume, în general vorbind. Ne bazăm cu toții pe energia ta. Ce mai vreau să-ți transmit este faptul că dacă ai de făcut anumite activități pentru casă și familie, lucrurile se rezolvă mult mai frumos, mult mai ușor, iar dacă ți-ai plănuit să faci o schimbare în locul în care tu lucrezi, e ok, ai toată susținerea. Cam atât în mare parte, dragi capricorni, haideți să vedem uh, și un mesaj din partea arhanghelilor pentru această perioadă, să vedem ce trebuie tu să știi. Este o săptămână absolut fantastică. Prima carte pentru tine din partea arhanghelilor este puritatea și spontaneitatea. Mai am un mesaj să îți transmit și anume cei care sunteți singuri. Veți avea. Șanse să cunoașteți pe cineva. Da? Culorile importante albastru argintiu portocaliu și văd aici o energie foarte tânără, poate un copil, poate un nou proiect. Apoi, Arhanghelul Gabriel este cel care te ghidează, cel care te ajută în această perioadă și îți transmite următoarele. Te ajut să redescoperi puritatea și spontaneitatea naturii tale divine. Îți revelezi starea de copil a lui Dumnezeu, și te ajut să trăiești totul cu bucurie divină. Și cred că am spus numărul 4 foarte important pentru tine. Din nou se repetă mesajul cu organizare. Da? E nevoie să dai dovadă de o organizare mult mai bună și chiar mai mult decât atât e un moment magic pentru tine. Să vedem și tarotul ce vrea să-ți transmită și au ieșit deja două mesaje. Au ieșit deja pe anumite poziții, le voi lăsa așa. La baza pachetului pentru tine avem 6 de spade. Este o săptămână în care tu vei face foarte multe drumuri. O săptămână frumoasă în care totul se pune în mișcare. Dacă plănuiești să mergi într-o vacanță, să mergi undeva anume, e foarte bine, foarte frumos, chiar vei avea parte de niște experiențe absolut magice. Mai avem șapte de spade. Uite, probabil ți-ai pus în minte să lași în urmă niște lucruri mai puțin pozitive. Ți-ai propus să lași în urmă o trădare, ceva ce te-a dezamăgit, și șase de spade chiar vorbește aici despre vântul schimbării, despre acel moment în care lucrurile încep să meargă într-o anumită direcție. Foarte frumos. Să vedem mai departe ce trebuie să știi. Ca și energie generală, avem aici regina de spade, foarte frumos. Regina de spade vorbește despre o legătură foarte puternică. Cu zodii de aer gemeni balanță vărsător. Da motanul, când aude cuvântul gemeni vine la citire, pentru că nu știu el e născut în, în perioada gemenilor. Și nu știu, cred că e dresat, Dacă când aude știe vine. Știu și ei astrologie, nu vă gândiți bun, tot regina de spade vorbește despre faptul că uh, poate ar fi bine să-ți organizezi foarte bine drumurile, dar repet, dacă ai legătură cu vreun cerc de prieteni, cu vreun grup de oameni, fie că e vorba de familie, uh, lucrurile se vor clarifica foarte bine. Chiar tu vei reuși să organizezi totul mai văd o posibilă legătură cu o instituție publică acum da posibil și acest aspect. Nu știu ce faceți fiecare, dar rezolv ceva. 9 de monede, dragi Capricorn, vin banii. 9 de monede vorbește despre niște bani pe care tu îi poți primi. Sau discutăm despre faptul că în această săptămână te vei preocupa foarte mult de starea ta de bine. Te vei simți independent, te vei simți sigur pe tine. Vei fi apreciat, dar văd și o încredere absolut fantastică pe care tu o vei avea. Spânzuratul în inima ta, o legătură cu Zodia Pești, se pare că ești prins aici într-o activitate sau pentru alții e vorba de o problemă legată de casă sau o problemă legată de familie, în privința căreia este bine să te raportezi puțin diferit. Adică să vezi totul dintr-o altă perspectivă. Poate să fie vorba de un blocaj sau de o suferință, nu știu, ceva legat de persoana iubită, ceva legat de o soluție pe care cineva o caută. La baza manifestărilor tale, 3 de spade, 3 de spade vorbește despre acel moment în care poate tu faci niște alegeri care te determină să îți frângi puțin inima, te determină să calci cumva pe inima ta. Simt aici că ceva se clarifică pentru tine, în schimb e ceva ce nu îți place. În exterior avem arcana majoră justiția care vorbește despre o legătură cu zodia balanță, dar tot această carte Poate să însemne și faptul că tu rezolvi ceva important legat de acte, hârtii, documente și poate chiar ceva important legat de o decizie importantă pe care cineva o are de luat. Cineva ia o hotărâre. Apoi avem valetul de monede și aici văd o puternică legătură cu o persoană mai tânără sau văd o legătură cu cineva care studiază. În plan personal, să știi că cineva uh, va veni în viața ta sau poate este deja prezent, dar te va ajuta uh, să înțelegi acest sacrificiu sau acest blocaj pe care unii chiar e posibil să nu îl simțiți foarte, foarte ok. Da? Așa cum am spus, apar tensiuni pe relații, dar este foarte important să dai dovadă de organizare da? și poate chiar să vezi lucrurile diferit. Ai în jurul tău o persoană care este puțin imatură, dar vezi că acest om are un rol în viața ta și anume vrea să-ți arate și o altă latură a vieții. Până la urmă, tu ești o zodie matură, tu ești o zodie asumată, da? Poate e bine să te joci puțin în această perioadă, poate este bine să mai asculți puțin și părerea persoanelor ori mai tinere, ori mai neexperimentate. Nu să faci ca ei, dar să iei în considerare. Ultima carte pentru tine este Valetul de Cupe. Văd aici niște vești bune pe care le primești, cuvinte de laudă, de apreciere, dar Văd aici că în jurul tău lucrurile sunt benefice. Ai persoane care îți sunt alături, ai persoane bune. Este adevărat că nu vor avea maturitatea ta în gândire, indiferent de vârstă. Tu aici vei organiza lucrurile altfel, dar ai persoane care te ajută, persoane care îți sunt alături, care te susțin. Și, repet, lecția pentru tine este să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Deci se accentuează acest mesaj din partea Arhanghelului și anume puritatea și spontaneitatea. Foarte interesant. Dragi Capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru trecerea dintre ani. Îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți s-au potrivit mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te aștept cu mare drag în comunitatea acestui canal am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la previziunile uh, care sunt deja prezente pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o perioadă cu binecuvântări și să ai parte de o perioadă în care să reușești să redescoperi acea frumusețe a vieții, care de cele mai multe ori stă în lucruri mărunte. Te îmbrățișez și îți doresc o săptămână și un an binecuvântat.